În ciuda situației complicate din Turcia, odată din cauza atentatelor repetate de anul acesta și apoi din cauza tentativei de lovitură de stat de vineri noapte, frumoasa țară rămâne o destinație preferată de zeci de mii de turiști români, foarte populare și printre sucevenii care în acest sezon au la dispoziție un zbor direct săptămânal către și dinspre Antalya. Conflictele din Turcia nu au influențat programul zborurilor charter spre Antalya, programate din București, Cluj-Napoca, Iași și Suceava. Peste 1000 de turiști români au ajuns sâmbătă în Antalya pentru petrecerea unei vacanțe de 7 zile și activitatea pe aeroportul din Antalya s-a desfășurat sâmbătă fără dificultăți. Totuși, procentajul celor care au renunțat la vacanță în ultimul moment a fost de aproximativ 15%. Zborurile de la Suceava către Antalya au fost până acum un real succes în rândul sucevenilor. În cele 5 zboruri săptămânale de până acum, ocuparea a fost de 100% în 2 și în 3 zboruri au fost doar câte 2 locuri libere. Sâmbătă însă, o familie cu 2 copii a renunțat la zbor în ultimul moment. În ciuda incidentelor de la Ankara și Istanbul, tur operatorii români încearcă să liniștească pe turiști cu privire la situația din stațiunile turistice, în special Antalya, Bodrum și Kushadasi. De altfel, un grup de lucru înființat la nivelul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism ține permanent legătura cu Ministerul Afacerilor Externe despre evoluția situației din Turcia. Antalya este o zonă turistică la mare distanță de Istanbul și Ankara. Turiștii care ajung acolo sunt feriți de criza politică. Ținem cont de informările Ministerului Afacerilor Externe și ne informăm permanent la rândul nostru turiștii. Încă de la primele ore ale dimineții, când au plecat primele chartere spre Antalya, turoperatorii români au fost prezenți să informeze despre faptul că vacanțele lor în resorturi din Antalya nu vor fi perturbate de ceea ce se întâmplă în alte zone ale țării, declară Alin Burcea, președintele ANAT. Președintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism susține că la acest moment nu se justifică anularea niciunui zbor charter. Însă dacă situația o va impune, operatorii români vor lua măsuri în consecință. Dacă turiștii vor totuși să schimbe destinația sau perioada în funcție de agenție, acest lucru este posibil, la fel ca și obținerea despăgubirii dacă renunță la vacanța în Antalya. Vrem să venim în întâmpinarea turiștilor noștri preocupați de eventualele riscuri ale sejurului. Legea spune că ei își pot primi bani înapoi în cazul declarării unei situații de forță majoră. Nu este vorba despre așa ceva în Turcia sau în Antalya în acest moment, mai precizează președintele ANAT.